Slăvit să fie Domnul! Binecuvântat să fie numele Domnului! A lui Dumnezeu să fie slava și glorie și onoarea, umilință și smerenie din partea noastră. Pentru cei ce aveți Bibliile la voi, vă rog, deschideți împreună cu mine în Cartea Domnului. Evrei, capitolul 2, voi da citire la primele trei versete în această dimineață, cuvânt de învățătură pentru toți copiii lui Dumnezeu. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestit întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Până aici cuvântul Domnului. Doamne, sunt înaintea Ta și Te rog frumos în această dimineață să binecuvintezi cuvântul Tău. Să binecuvintezi, Doamne, pe cei ce ascultă cuvântul, Doamne. Te mai rog ceva, Duhule Sfânt, în această dimineață, străpunge inima fiecăruia dintre noi, plecând de aici, să plecăm cu gândul veșniciei în inimă, Doamne. A Ta să fie slava și gloria și onoarea de acum și până în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această dimineață, în primul rând, mulțumesc Domnului că suntem împreună. În al doilea rând, în această dimineață, mă bucur că suntem mai mulți la închinare și spun din toată inima, Domnul să binecuvinteze pe toți și pe cei care sunteți pe live, Domnul să vă binecuvinteze. O să spun de ce am ales acest text în această dimineață. De fapt, de câteva zile stă în inima mea acest gând. Vedeți voi, sunt în lumea asta în care noi trăim lucruri pe care le cunoaștem sau nu le cunoaștem valoarea. De exemplu, un tablou de Michelangelo, n-ai de unde să știi tu valoarea, dar există specialiști care cunosc valoarea acestor lucruri foarte, foarte scumpe. Sau o lucrare de operă, noi nu avem de unde să le cunoaștem valoarea, dar în această dimineață vreau să vă spun ceva. Dacă pe plan fizic sau dacă vreți în viața în care trăim anumite lucruri pe care am vrea să le cunoaștem valoarea, nu știm, aș vrea să vă spun că și pe plan spiritual și pe tărâmul acesta spiritual există lucruri pe care am dorit să cunoaștem valoarea lor. Am dorit să știm mai mult despre ele și nu avem de unde să știm, dar în această dimineață marele specialist, numind cuvântul Domnului, ne poate da răspuns la toate întrebările. Iar în această dimineață, dacă vreți, predica sau cuvântul pe care Duhul Sfânt mi l-a pus pe inimă, i-am dat un titlu, cât costă? Cât costă? Apropo, știți careva dintre voi cât costă credința? Afișează-mi Roman capitolul 10, versetele 8-11. Roman, capitolul 10, versetele 8. Ce zice aia deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mărire lui Iisus. Aș vrea să vă spun, spunea fratele Ioan, despre personaje biblice. Ce ziceți? Cananeanca, despre care n-a mai vorbit fratele Ioan, să vă spun despre ea. Ce ziceți de credința ei? Putem măsura credința ei? Știți ce îl pune în uimire pe Domnul Iisus? Nimic în lumea asta. Singurul lucru care îl pune în uimire pe Iisus Fiul lui Dumnezeu este credința, fraților. Nimic în lumea asta, bogățiile lumii acesteia, nu știu ce, probabil lucruri pompoase, nu. Pe el îl uimește un singur lucru numit credința. Femeie, ce mare credință! Și mă rog în această dimineață, tu te-ai gândit vreodată cât costă credința? Apostolul Petru vine și spune, pentru cei ce au primit o credință de același preț ca și a noastră, adică e de preț, e de valoare. Apropo, știți cumva careva dintre voi cât costă ascultarea?
Ascultarea. Ascultarea face mai mult decât jertfele, el spune 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22. Dar aș vrea să vă pun într-o altă lumină, într-o alt fel de gândire puțin. Ce ziceți? La scăldătoarea Betesda, un om 38 de ani bolnav, n-avea pe nimeni, spune Biblia, probabil aștepta și el mișcarea apei, se dorea și el ceva și la un moment dat Domnul se ajunge lângă el și spune, vrei să te faci sănătos? Și el la un moment dat spune, n-am pe nimeni. Și Domnul spune, ridică-ți patul. Și acum, vă rog să punem stop imaginii de data asta. Hei, dar cine ești tu să-mi spui să-mi ridic patul? Ar putea să spună o laugul de jos. Cine ești tu? Cine te pune pe tine să-mi spui să-mi ridic? Aștept atâta timp mișcarea apei. Cine ești? Și eu vă spun, știți cine este el? Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în această dimineață e în adunare. Mărit să fie numele. Ascultarea, știți ce spune cuvântul Domnului? Îndată! Extraordinar, când asculți, ce valoare are ascultarea? Se numește vindecare. Când asculți de Dumnezeu, Dumnezeu, auzi, face ceea ce a promis că face. Și mă rog, în această dimineață, Duhul Sfânt să ne deschidă mintea, inima, cugetele și totul să fie spre slava și gloria lui Dumnezeu. Știți cumva, și știu că veți da răspunsul, cât costă dragostea? Ioan capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu... Știți cât costă dragostea? Pe tine nimic, dar pe el a costat totul. Și în această dimineață, marele specialist, cuvântul Domnului, dă răspuns la câteva întrebări. S-ar putea foarte grele. Cineva mi-a zis, hei, vezi că ai spus de multe ori întrebări roșii, sau unii mi-au zis ceva. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează în această dimineață să fii conștient cât costă starea de lenevie în care stai. Starea de lenevie. Știți cât costă refuzul? Cât costă refuzul? V-ați gândit vreodată? De exemplu, să-ți dea cineva întâlnire, să te întâlnești cu cineva și să-ți spună trebuie să ne întâlnim și tu să spui nu pot sau n-am timp sau nu acum, mai târziu. Și tu să nu vrei să te întâlnești cu persoana respectivă sau tu să nu vrei să mergi după persoana respectivă. Știți pe băiatul ăsta? E tânăr, spune Biblia, e bogat. Și vine la Domnul Iisus și pune o întrebare care n-au pus-o nimeni. În toată Biblia n-o pune nimeni întrebarea asta. N-o pun ucenici? Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Stați puțin că ăsta era interesat de viața veșnică. Pe ăsta nu-l interesa afaceri, nu-l interesa mai nimic, aparent așa, știți, apare chestia asta, nu-l interesa nimic, pe el interesează viața veșnică. Și Domnul se uită la el, face radiografia, în altă parte spune să împlinești legea și el spune am împlinit-o, nimeni de lângă el nu se ridică, prietenii cu ghilimelele, să spună nu-i adevărat, nu-i așa? Dacă eu acum m-aș apuca să spun lucruri pe care nu le trăiesc, prietenii mei văd, cunosc și spun, stai mă că nu-i chiar așa. Dar nimeni nu se ridică să spună, nu-i așa, la el. Și Domnul se uită atent la el, face, dacă vrei, cântarul, pune cântarul și spune, îți lipsește un singur lucru, ce? Vinde tot ce ai și vină după mine. Adică îți dau o întâlnire, dacă vrei, vinzi și vii după mine și te întreb, cât costă refuzul? Vă spun eu cât, nici măcar numele nu-i l-a trecut în Biblie. Același autor, același, dacă vreți, un alt personaj, la fel de bogat, la fel de inteligent, îl cheamă Saul din Tars, la un moment dat a lăsat pe toate ca pe un gunoi, spune Biblia, și Biblia spune că a făcut din el ceva, un apostol al neamurilor. Și te întreb în această dimineață, cât costă refuzul de a te întâlni cu Iisus? Știți că mie și vouă tuturor Domnul Iisus ne-a dat întâlnire la Golgota? Știți cât ne costă pe noi starea de letargie în care suntem? Îmi pare rău că trebuie să spun asta în Biserica Emanuel și sper ca toți cei ce mă văd și pe live să învețe lecția asta. Laodiceea este biserica ultima. O, de fi rece! Adică rece înseamnă nepocăit. Nepocăit! Bă, nu m-am întâlnit cu Domnul, nu cunosc, n-am auzit, nu știu! Cu ăsta mai poți face ceva! Dar tu nu ești nici clocot! Ești căldicel. Traducerea reală spune, am să te vomit. E dureros, e scârbos, dacă vreți, traducerea asta. Adică să, ai ajuns o scârbă pentru mine, pentru că ești cald, nu pot nici să te, nici să beau, să mă saturi de o apă rece și nici clocot să pot să mă folosesc de tine. Ești, adică starea asta de căldicel
și spun în această dimineață, Doamne, cât ne costă să ieșim din starea asta? Cât costă să stăm în starea de nepăsare? Știți cât i-a costat? Noe și cei din timpul lor. Păcatul la culme și i-a costat mult. Uitați-vă, Lot și cei din timpul lui au costat mult. Și mă rog în această dimineață, sunt întrebări pe care le pui întrebarea, o pui acestui mare specialist și ăsta dă răspuns cât costă. Știți cât costă? Viața veșnică. Putem să o pierdem. Și mă rog în această dimineață, haide să ne pocăim. Dau pagina la schița mea, pentru că unii vin spun, nu e nevoie de schiță. Să crezi tu asta. Să crezi tu asta. Ce ai văzut la televizor, aia spui. Dar când studiezi, scrii. Când studiezi, notezi. Pentru că suntem oameni și mai și uităm. Și mă rog în această dimineață, Doamne, dă-ne înțelepciune. Ajută-ne să fim oameni înțelepți. Să nu predicăm schițele. Că nu asta e interesant. Interesant e să audă oamenii cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog în această dimineață, Duhul Sfânt să ne dea înțelepciune și să mai pun o întrebare. Cât costă să nu lași pe alții să se pocăiască? Cât costă? Bat cu pumnul în amvon. Să nu lași pe alții să se pocăiască. Cât? V-a spus întrebarea asta, așa e că dureroasă întrebarea. Nu e ușoară întrebarea, e întrebare grea. Putem să fim pietre de potignire și alții să nu se pocăiască din pricina noastră. Știați asta? Și spun în această dimineață, Doamne, ajută-ne să nu fim pietre de potignire, ci să fim pietre vizibile într-un altar. Pietre transparente, copii ai lui Dumnezeu. Cât te costă? Știți ce spune Biblia? Vă aduceți aminte de omul lui Dumnezeu Moise? După 40 de ani, după ce a crezut că a ajuns el general, a crezut că face ceva, apoi Dumnezeu a văzut că vrea el să o ia înaintea Domnului și nu se poate să o luăm înaintea Domnului, când nu te cheamă Domnul, nu te băga. Stai liniștit acolo. Vezi de drumul tău. Mai bine, în bancă și vezi de drumul tău. Dar când te cheamă Dumnezeu în lucrare, știe Dumnezeu cum să te pună la teascul lui. Știe Dumnezeu cum să te modeleze, știe Dumnezeu cum să-ți dea forma, știe Dumnezeu apoi să te facă frumos. Și spun frumos din punct de vedere spiritual. Slăvit să fie Domnul. Și la 80 de ani, vede rugul și spune, timp de 40 de ani am făcut de la A la B, punctul A, B, A, B. 40 de ani în fiecare zi. De data asta, spune Biblia că s-a uitat și a vrut să meargă mai sus. Și când a făcut mai mult decât trebuia, mai mult decât a ieșit din tipare. Și atunci când ieșim din tiparele noastre, înseamnă că Duhul Sfânt ne pune să facem ceva. Și spun în această dimineață, ajută-ne, Doamne, să ne pocăim. Spune Biblia că a văzut un rug și nu se mistuia. Mai văzut el tufișuri care mai ardeau, dar astea se mistuia. De data asta nu se mistuia. Și spune că a înaintat și de acolo îi vorbește Domnul, descalță-te, locul pe care stai este. Și au îi dă tra strategie, te duci să-l scoți. Stai puțin, Doamne, dar până acum unde ai fost? Nu, abia acum ești bun să te trimit. Și cum îl face Dumnezeu și acceptă și pleacă lucrare. Și când ajunge acasă, înapoi la ai săi acasă, de unde fugise în urmă cu 40 de ani, spune Domnul că s-a dus, spune cuvântul Domnului, că s-a dus la Faraon. Și Faraon i-a zis, dă voie poporului meu să iasă timp de 3 zile, să aducă o jertfă Domnului. Dă voie! Afișează-mi, te rog, Exod capitolul 5, versetul 1. Moise și Aaron s-a dus apoi la Faraon și a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel, lasă pe poporul meu să plece să prăznuiască în pustie un praznic în cinstia mea. Faraon, cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Când nu lași pe altul să se pocăiască, primul răspuns în această dimineață înseamnă că nu-l cunoști pe Domnul. Primul răspuns. Când nu lași pe alții să se pocăiască, să vină în casa Dumnezeu, când ești o piatră de potinire și când oamenii spun, mă, dacă ăla care e prezbiter, dacă ăla care face asta, face. Eu ce sunt? Păi eu sunt un bancaciu, mi-a zis cineva. Păi ăia, păi ce? E, atunci vreau să spun ceva, răspunsul e ăsta, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cine-L cunoaște pe Dumnezeu se depărtează de fără de lege. E cuvântul Domnului, fraților, nu avem cum să-L ocolim.
Nu se poate ocoli cuvântul lui Dumnezeu. Și spunând această dimineață, ajută-ne, Doamne. Și mergi pe firul narațiunii, mergi pe firul acestei lucrări și spune că dintr-o dată Domnul spune, stai așa, dacă nu vrea, încep o problemă, încep o urgire. Cum? Ha. Știți că oamenii când văd că Dumnezeu apasă, când văd că Dumnezeu face cumva și se întâmplă ceva, oamenii încep să... Și spune Biblia că la un moment dat le-a mai zis, după, dacă vreți, după urgia asta numit păduchii, dacă vreți, după această lucrare extraordinară, spune că i-a chemat și a zis, știți ceva, dar nu vă depărtați mult. Afișează-mi pentru frați ca să vadă Exod, capitolul 8, versetul 28. Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați, să aduceți jertfe Domnului Dumnezeul vostru în pustie, dar nu vă depărtați prea mult. Ce înseamnă asta? Auzi, lasă-mă că nu e chiar așa, mergi. Ce zici? E bine? Răspundeți voi. Mă rog în această dimineață să te înduri, Doamne, de noi. Sunt mulți astăzi care nu lasă, sau dacă lasă, lasă cât un pic, știi? Auzi, știi ceva? Nu te depărta prea de tare, prea departe. Nu, auzi, lasă că... Apoi se întâmplă mai departe și dă Dumnezeu lăcustele. Și vin lăcustele și la lăcuste e mai grav. Spiritualizați voi, că eu nu vreau să spiritualizez, că nici nu vreau să... Dar putem să întrebăm Biblia, marele răspuns, îl dă Biblia. La lăcuste, spune Biblia, a zis, și sunt mulți, și cu părere de rău trebuie să spun asta și pe live. Apropo, soțiile fraților nu sunt în adunare toate. Copiii sunt? Sunt, slavă Domnului. Știți ce a spus Faraon? Mergeți voi și lăsați copiii și familiile aici. Știți ce ar vrea Satan? Să venim numai noi. Și copiii noștri și familiile noastre... Să umple discotecile și barurile, ha? Și colțurile la droguri. Frații mei, mai bine să facem pe taximetriști acum, să-i cărăm pe toți la casa Domnului, decât să umblăm noaptea pe la două să-i scoatem de prin baruri. Mă auzi în această dimineață, Duhul Sfânt îți vorbește. Când nu lași pe altul să se pocăiască, sau dacă vrei, doar te pocăiești doar tu și familia vrește. Și ai curaj să te urci la învun, să-mi dai învățătură. Îmi pare rău, nu te supăra pe mine. Iau două vorbe de la un om care e pocăit. Chiar dacă nu cunoaște Biblia, palea le iau. Ăla trăiește. Decât dacă cunoști multă Biblie și acasă vrește toată casa. Închei paranteza în această dimineață. Cât te costă să nu lași pe altul să se pocăiască? Știți că l-a costat. Prețul întâiului născut. Eu nu vreau să vă supărați pe mine. Dar Biblia spune clar. Că în momentul în care n-a vrut să dea, s-a întâmplat atâtea, și nu știu, poate în viața fiecăruia dintre noi, când nu lucrăm după voia lui Dumnezeu, se întâmplă că Dumnezeu pornește. Se întâmplă că Dumnezeu nu te lasă așa. Se întâmplă că Dumnezeu apasă. Se întâmplă și te gândești la un moment dat, de unde, ce boală, de ce probleme, de ce ne-a ajuns, de ce lăcuste, de ce păcat în familie, broaște. Nu am vrut să le spiritualizați, dacă vreți, le spiritualizăm pe fiecare. De ce se întâmplă astea? Pentru ca să te pocăiești și să lași și pe alții să se pocăiască. Și spun în această dimineață, îndură-te de noi, Doamne. Cea de-a 10-a cea mai grea, auzi, să ferească Dumnezeu pe careva, să plătească cu prețul întâiului născut. Dar mă închin înaintea lui Dumnezeu în această dimineață și spun, mulțumesc, te rog din toată inima să mă ierți, te rog să ne ierți, Doamne. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă, spunea psalmistul în această dimineață. Știți câte curse ridică vrăjmașul fiecare zi împotriva mea și împotriva voastră? Știți câte curse? Dar aș vrea să vă spun ceva în această dimineață. Bucurați-vă în adunare! Pentru că ați trecut de cursa vrăjmașului în această dimineață. Dacă ciurul vrăjmașului nu te-a ținut, i-a zis lui Petru, Petre, Satan a cerut să vă ceară, dar eu m-am rugat pentru tine. Oh! Îți mulțumim în această dimineață că te-ai rugat pentru noi
și suntem în adunare în această dimineață și am trecut de ciuriu vrăjmașului, cursa vrăjmașului. Bucură-te în această dimineață, copilul lui Dumnezeu. Știți voi, pentru fiecare din noi câte curse se ridică, dar slăvit să fie numele Lui, că El este acela care a rupt lațul păsărarului, cursa s-a rupt și noi suntem liberi. Și spun în această dimineață, Doamne ajută-ne să conștientizăm cât costă să fim liberi. Știi câte costă să fii în casa lui Dumnezeu? Pe tine și pe mine nu ne costă nimic, dar pe El a costat totul. Și spun în această dimineață, trăiască Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului. Refuzul de a lucra pentru Dumnezeu, câte costă să nu mai lucrezi pentru Dumnezeu? O altă întrebare, destul de tare și de dureroasă, câte costă? Sunt unii care lucrează și zic că e pentru Dumnezeu, dar numai Dumnezeu nu e. Numai Dumnezeu nu e în spatele lor. Și spun în această dimineață, știi, ești convins că ești pentru, lucrezi pentru Dumnezeu? Lucrăm pentru Dumnezeu? Uitați-l, îl cheamă Iona, proroc, gura lui Dumnezeu, vorbește Domnul cu el și spune, Iona, uite ce am văzut, Ninive, 120.000, nu știu să deosebească stânga de dreapta, eu sunt Dumnezeu și nu vreau moartea păcătosului. Și auzi, mai degrabă întoarcerea lui, spune Biblia, jur pe viața mea. Te duci și spui, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Eu? Niciodată. Și își ia biletul și pleacă și spune Biblia și cuvântul Domnului spune, a plătit prețul biletului, cât te costă să nu mai faci lucrarea lui Dumnezeu? Plătești prețul? Prețul biletului? Și spune în această dimineață, ai milă de noi, Doamne. Unde să merg? La Toulouse? Da! De ce? Sunt acolo. Atâția. Și nu vreau moartea lor. Dar da, Doamne, dar stai puțin, că eu am starea mea de confort acasă, la București. Am lucrarea mea. Am atâtea lucruri pe care... Nu, nu, nu! Și atunci îți iei bilet. Și vrei să te duci unde e bine, nu? Vrei să te duci unde ești apreciat? Vrei să te duci acolo unde frații te țin așa? Nu? Asta e. Și pleci. Și când te duci departe de voia lui Dumnezeu, plătești biletul, prețul. Și știți ce spune cuvântul Domnului? Că s-a stârnit o furtună și de multe ori ne întrebăm de ce furtuni? De ce se întâmplă furtuni în familie? De ce probleme de sănătate? De ce probleme cu copii? De ce dacă vrei cancer? De ce, de ce, de ce, de ce? De ce? Nu mai ești în voia lui Dumnezeu. Și se pornește furtuna. Și tu dormi bine, sănătos, că ești cu Domnul. Spuneți-mi voi, era Domnul acolo? Era, dar nu era cu el. Și pornește furtuna, spune Biblia că acești oameni care erau corăbieri acolo au început să tragă la sorți, el dormea și spune cuvântul Domnului că l-au găsit Toma acolo. Și a zis, cine ești? De unde vii? Auzi, sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Să vă traduc eu, sunt pocăit, sunt botezat cu Duhul Sfânt și... Te tem de Dumnezeu, dar cu vorba, dar cu trăirea? Nu știu. Ai milă de noi. Și spune cuvântul Domnului că omul ăsta a preferat să moară mai repede. De ce? Unde mă să mă duc la aia? La cine? La niniveni care au omorât și intrau și omorau, jupuiau de vie și erau cei mai răi? Da, dacă te pui din punctul lui de vedere un naționalist convins, spune, cum să merg eu să spun la vrăjmașii mei că Dumnezeu are milă de ei și că iubește? Cum? Dar pe mine și pe voi, Domnul, nu ne-a chemat la asta. Pe mine și pe voi, Domnul, are o strategie altfel. Auzi? Am să vă trimit în mijlocul lupilor niște oi. Ce strategie e asta? Ca pe niște miei. Ce strategie e asta? Spuneți-mi voi, e din start pierdut. Dar nu? Haideți să ne uităm puțin. Cine e marele miel? Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A venit în lumea asta plină de murdărie ca să învingă răul prin bine. Ca să învingă răul prin bine. Ca să învingă ura prin dragoste. Și spune în această dimineață, ne-a chemat Iisus la dragoste.
nu să judecăm. Cine mă? Lasă-mă! Ah, ăia răi, ăia așa! No, Domnul și pe mine și pe voi ne-a chemat la dragoste. Și spune Biblia că omul atâta de convins era să nu-și dorească asta, a zis, aruncați-mă în mare. De ce? Nu cumva de multe ori și noi am făcut greșeala, spunem, lasă că sunt sortiți iadului? Și noi am făcut greșeala asta. Mărturisesc. Viu e cerul. Mă, dar le-am spus de atâtea ori, dar văd că tot asta sunt. Vrei să vezi cum arată iadul? A spus-o un comentator biblic. Nu e imaginea mea și nu mi-a lucruri care nu le primit eu. Le-am citit la rândul meu. Spunea, Iona a spus, lasă-i să se ducă în iad. Vrei să vezi tu ce înseamnă iad? Hai să-ți arăt eu ce înseamnă iad. Și trimite peștele acela, chitul acela și îl ia. Și îl înghite sucul gastric, ardea de 0,00001%. Știți ce a strigat din temelile adâncului? Scapă-mă! Și spune în această dimineață, indiferent de unde ai fi, El este scara ce leagă veșnicia. El. Iacov a văzut scara. Și Domnul Iisus vei vedea lucruri și mai mari. Vei vedea pe Fiul omului și pe Îngerul lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se. Și spune în această dimineață, scara e în adunare. Slăvit să-i fie numele în această dimineață. Și dacă ești într-o situație de genul ăsta, Iisus poate să te scape și de acolo. Dar știi ceva? Du-te să faci voia lui Dumnezeu. Și îl scoate la mal. Extraordinar. Pe mal mai ajungeau câte o jumătate de om morți toți. Că nu, e normal. Mai se întâmplă naufragii, se mai întâmplă tragedii. Dar de data asta vine ca un submarin, deschide gura și iese un om. Și ăsta trăiește. Și hainele lui arse de sucul gastric al peștelui și figura și ființa lui, zici că e mort, dar trăiește. Și începe să strige încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ce a fost și care a fost imaginea care i-a străpus inima? Sau dacă vreți, le-a străpus atât de tare pe oamenii ăștia de-au zis, poți și rugăciunii. Ce? Vă spun eu, felul în care arăta faptul că încă trăiește și spun în această dimineață, Doamne, chiar dacă suntem într-o stare rea, chiar dacă nu suntem după voia Ta, Tu poți să aduci, Doamne, ziua aceea în care vom putea să facem din nou lucrarea pentru Tine. Smăriți, slăvit să fie Domnul! Cu smerenie și umilință ne plecăm înaintea Domnului. Intru în cel de-al treilea loc al Bibliei, destul de dureros și ăsta. Cât costă nemulțumirea? Cât costă nemulțumirea? Cât te costă să nu lași pe altul să se pocăiască? Cât te costă să nu-ți faci lucrarea lui Dumnezeu, să faci lucrarea altuia? Cât te costă nemulțumirea? Și spune în această dimineață, ai milă de noi, Doamne. Nemulțumit de familie, nemulțumit de casă, nemulțumit de tot, nemulțumit de frați, nemulțumit de lucrare, nemulțumit, nemulțumit, nemulțumit. Știți cine a fost cel mai nemulțumit? Știți cine este primul nemulțumit din toată istoria Universului? Știți cum îl cheamă? Mi-e scârbă să-i spun numele în adunare. Aici tronează Iisus Hristos, Domnul. Slăvit să-i fie numele. Și te întreb în această dimineață, tu cu cine semeni? Nemulțumit întotdeauna. Am găsit trei feluri de nemulțumiri. Unii care sunt nemulțumiți niciodată, indiferent ce le da, văd numai partea goală a paharului, dar nu te mulțumești tu că Dumnezeu ți-a dat viață? Nu te mulțumești tu că astăzi ești sănătos? Nu te mulțumești tu că familia și copiii tăi sunt lângă tine? Nu te mulțumești și nu mulțumești tu lui Dumnezeu? Nu uita niciuna din binefacerile lui. Psalmul 103, te rog frumos să-mi afișezi. Versetul 3. Afișează-mi, că e fantastic de frumos. Nu uita niciuna, nu uita mulțumirea, vreau să vă spun. El îți iartă, nu, versetul 2 pune-l, te rog, iartă-mă. Versetul 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din bine. Auzi, nu uita să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru binefacerile lui. Că dacă uiți, afișează-mă în continuare. 3. Dacă uiți, El nu-ți iartă toate fără de legile tale. Dacă uiți, El nu-ți vindecă toate boalele tale. Citiți psalmul într-o altă lumină de data asta. Am fost invitat undeva la Timișoara, la o... Era acolo o seară extraordinară.
O seară am zis, nu se poate așa ceva, Domnul. Aveam niște lumini că se schimbau tapetul și culoarea de pe, din interior de 5 ori. Așa frumusețe. Și am zis, Doamne, ce vrei să-mi spui? Și Biblia și cuvântul Domnului, în momentul în care mă gândeam la gândul ăsta, am zis, ce vrei să-mi spui când văd în aceeași sală, în aceeași loc, în același tip, se schimbă lumine? Și Biblia mi-a spus, și Biblia, dacă o pui într-o altă lumină, vezi altfel. Extraordinar. Până acum n-ați văzut în lumina asta. Dacă uiți, uitați-vă, afișează-mi, te rog frumos, Psalmul 30, versetul 6 și 7. Hai, așa de frumoasă e Biblia când Dumnezeu îți vorbește. Atât de frumoasă că câteodată când mă văd din ea și când mă uit, mă gândesc cât de slab pot să fie. Și de multe ori cu ochii închiși și nu vedeam. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința ta, tu m-ai așezat, se spun, munte tare, dar ți-ai ascuns fața și mă... Când îți mergea bine, David, nu uita niciuna din binefacerile lui. Când îți mergea bine, când era totul bine, ai uitat. Ai uitat și când te uiți, când uiți, se întâmplă ceva. Nu eu, ci Biblia vorbește. Domnul își ascunde fața și spune în această dimineață, cât te costă nemulțumirea? Am mai găsit o categorie de oameni, când mulțumiți, când nemulțumiți. Când au un buzunar, cei mai mulțumiți. Când totul e, îți mulțumiți. Când nu mai ia, nu îți mai mulțumiți. Și spun, Doamne, îndură-te de noi. Cât costă nemulțumirea? Știți ce spune cuvântul Domnului? Că mai există o mică parte de oameni. Și spun, Doamne, fă să fim și noi acolo, care îți mulțumiți întotdeauna. Care sunt, dacă vrei, indiferent de ipostazia în care sunt, îți mulțumiți. Apostolul Pavel zice, m-am deprins să fiu sătul și flământ. Cum? Dite mai, Pavel, spui vorba asta, da, m-am deprins. Eu sunt mulțumit, de ce? Pentru că nu vreau nimic de aici, de pe pământul ăsta. Nu am nevoie de aici, eu am nevoie de dincolo. Eu sunt mulțumit să ajung dincolo, aici. Lucrurile pe care le primim sunt trecătoare și spun din toată inima, în această dimineață, ai milă de noi. Știți cât costă mulțumirea? Ca să vin să vă spun răspunsul? Repede! Biblia spune că erau 10 leproși. 10. Și am zis, Doamne, vreau să-mi vorbești din locul ăsta din Scriptură, vreau să-mi spui ceva. Sunt 10, da, probabil unul era profesor universitar. A venit în mintea mea. Și la un moment dat au găsit o bubă pe el și a zis, neapărat tu ieși afară din cetate, că de acum încolo tu trebuie să strigi necurat, necurat, necurat. Păi și școala mea, și banii mei, și poziția mea, nu mai am nicio valoare. Și ieși. Și îmbraci haine de lepros și stai pe margini. Nici în cetate, nici în cetate. Undeva pe alături. Spune că întrecea între Samaria și Sarile, pe undeva la mijloc. Și la un moment dat spun, Doamne, și ceilalți, probabil fiecare la rândul lui, unul de afaceri, unul nu știu ce, și la un moment dat să găsiți un samaritian, care ăsta nu era din neam cu ei, dar avea ceva împreună cu ei, avea același lucru, aceeași problemă. Știți că în această dimineață suntem în adunare, unul așa, unul așa, dar avem ceva comun, toți am fost păcătoși și spun în această dimineață, toți am fost salvați de Iisus și spun în această dimineață, măriți să fie numele! Și spune Biblia că au strigat de departe și s-a uitat la ei și a zis, mergeți și arătați-vă preoților. Și când au început să facă pași și să meargă fiecare, auzi, să se arate preotului său, ăsta din Samaria, care n-avea preot. Știți că la Samaria nu era templu? Toți se duceau la templu, că erau preoții la templu și care spunea, gata, te-ai vindecat, poți să intri din nou în casa ta, poți să ții familia din nou, poți să fii din nou cu copiii tăi, să-ți iei copii în brațe. Leproși, nu? Cea mai mare durere pentru cineva care e bolnav, de o boală contagioasă, este să nu poți să stai împreună cu copiii tăi, să nu poți să stai cu familia ta, să-ți iei proprii tăi copii în brațe. Unul din frații, în timp ce citeam, mi-a căzut o carte în mână a unui indian foarte recunoscut și spune la un moment dat că bogăția era atât de mare. Și când s-a căsătorit prima fetiță lui, prima fetiță, i-au pus farfurii de unică folosință pentru că avea o boală incurabilă care se lua contagios. Și a zis, cu toți banii mei și cu toată varia mea și cu tot ce am, nu pot să mă duc cu fata mea la altar. Nu pot să-mi iau fata în brațe, s-o sărut și mi-au pus mâncare să mănânc deoparte
și farfurii și lucruri de unică folosință. Știți care este cea mai mare durere pentru un om? Să nu-și ia copiii în brațe, să nu-i mângâie pe copiii lui. Și spune Biblia că toți se duceau să se arate preotului. Și ăsta, în timp ce s-a dus, care era din Samaria, că la Samaria nu era templu, când s-a gândit să meargă să se arate cui. Și în minte lui a venit imediat gândul, n-o fi el marele preot. Și eu vă spun că el este de marele preot. Și în această dimineață, în adunare. Și stă între mine și Dumnezeu și mijlocește. Credeți că suntem vreunul mai bun aici? Credeți că tot ceea ce am predicat și predic eu, credeți că eu sunt mai sfânt ca voi? Nu. Dar știu că e Domnul care mijlocește pentru mine și pentru voi, marele preot, care s-a adus pe sine însuși, spune Biblia, ca jertfă. Și se întoarce înapoi. Și știți ce spune? Mulțumesc. Cât costă mulțumirea? Dacă știți să-i mulțumesc lui Dumnezeu în această dimineață, spune Biblia că singurul care a plecat de acolo mântuit a fost ăsta. Ceilalți 10 toți au fost vindecați. Dar ăsta pleacă și mântuit. Și mă rog în această dimineață, Duhul Sfânt să-ți vorbească. Cât costă iubirea de bani? Mergem și aici? Nu, mai. Lăsăm pe altă dată. E un ciclu de predici pe care Duhul Sfânt mi l-a pus pe inimă. Cât costă iubirea de sine? Textul pe care l-am citit în această dimineață spune ceva. Nu l-am citit la întâmplare. Textul pe care l-am citit în această dimineață spune cât costă ce ai auzit. Mai afișăm o dată. De aceea cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Pune versetul 2. Ce și-a primit? Spuneți-mi voi, citiți tare. O dreaptă răsplătire? Știți cât costă cuvântul pe care Duhul Sfânt îl vorbește? În această dimineață Duhul Sfânt îți vorbește și mie și ție. Și dacă în această dimineață nu iei aminte la cuvântul lui Dumnezeu, vei primi o dreaptă răsplătire. Eu nu vreau să vă ameninți, vreau să vă spun realitatea și adevărul. E simplu. L-a costat pe Iisus Hristos totul și pe voi nimic și pe mine nimic, dar pe El a costat totul. Și mă rog în această dimineață, Duhul Sfânt, să ne facă tuturor trecere înaintea Lui. Mă închin înaintea Lui în această dimineață și vă rog pe fiecare din voi să vă întrebați când plecați acasă, Doamne, cât mă costă să stau în starea în care sunt? Cât mă costă să fiu o piatră de potinire și să nu las pe altul să pocăiască? Cât mă costă nemulțumirea? Și dacă vreți, puneți întrebări, că Biblia asta, cuvântul ăsta, dă răspuns la toate întrebările. Slăvit să fie Domnul Iisus. Amin.